Se încheie un an cu 2023 cu suișuri și coborâșuri pentru ce se câmpina echipa pe care o conduceți în Liga Prahova, domnule Dumitrescu, în calitate de antrenor-jucător. Mai rar așa ceva. Cum ați trăit pe banca tehnică în toată această perioadă și în teren, bineînțeles, domnule Dumitrescu, anul ăsta 2023? Cum ați spus și dumneavoastră, cu suișuri și coborâșuri, cu lucruri bune, lucruri mai puțin bune, dar așa se întâmplă în fotbal. Trebuie să fim conștienți de lucrurile astea și să le gestionăm ca atare. Începând să facem o analiză, începând cu anul 2023, după ce am promovat, a urmat un retur acceptabil. Am terminat campionatul după ce am promovat pe locul al doilea, în spatele celor de la tricolorul Breaza. Eu zic că a fost un moment reușit în ciclul nostru de ca și echipă a municipiului Câmpina și per total am fost mulțumit. Cum am zis, urmează și lucruri mai puțin bune, cum a fost turul acesta de campionat, bineînțeles având circunstanțe antrenante, pentru că am schimbat de mers, am vrut să întinerim lotul, am luat câțiva jucători tineri, vreo 6 jucători tineri, am făcut un parteneriat cu cei de la HM și am încercat să întinerim lotul. Jucători într-adevăr foarte buni lucrați, dar totuși mai au de lucrat, mai au de stăpânit lucrurile astea când joci cu o echipă mai cu experiență, mai trebuie să mai reglăm lucrurile astea și le vom regla în continuare. Am în continuare încredere în ei, cu răbdare, cu muncă, cu să-i ajutăm și noi cei mai în vârstă și, bineînțeles, va veni rândul să ne ajute și ei. Ideea cu parteneriatul cu HM, am înțeles că în mare parte vă aparține, domnule Dumitrescu. Da, eu am fost cu ideea. Am fost puțin forțat de situație pentru că vroiam să și întinez lotul, vroiam să aduc și jucători de în zona noastră din Câmpina și forțat un pic și de împrejurările bugetului clubului, care a fost, după cum știți, a fost diminuat acum un an de zile. Am avut un buget cu care am plecat la drum în Liga 5, am promovat, am rămas cu același buget. Ulterior, terminând turul pe locul 2, nu știu care a fost problema și la decizia consilierilor locali ne-au diminuat foarte mult bugetul și a trebuit să ne descurcăm cu ce avem. Sunt genul de om care încerc să fac treabă cu ce am la dispoziție și să scot maxim, să zic așa, dacă o luăm matematic, cred că ne-am situat și anul trecut, poate și anul ăsta deasupra, ca și buget, am avut rezultate peste așteptări. E clar că, din punct de vedere al bugetului în acesta, suntem cam acolo unde ne propune și ce ne-au dat cei de la Consiliul Local și autoritățile noastre, dar întotdeauna vreau de la echipa mea să se spuieze cât mai sus și vreau să depășesc în anumite momente ceea ce ne propun. O să vorbim în gândare despre tăierea aceea de buget spectaculoasă la mijlocul campionatului trecut, când erați în lupta pentru promovare. Ne luptam chiar cu tricolorul Breaza. Cum s-a văzut din teren, din postura de jucător anul ăsta, domnule Dumitrescu? Pentru că sunteți o rară avis, la 45 de ani încă jucați un meci întreg. Da, mulțumesc Dumnezeu, am avut noroc să joc până la vârsta asta, aș vrea în continuare să-mi ajut colegii din teren, dar sunt sigur că a venit și o vreme să mă retrag, să-i las pe cei tineri, de-aia îi pregătesc acum, cum am zis, am nevoie de ajutorul lor de acum încolo să ducă și echipa Câmpinii să o ducem mai sus și cu prima ocazie să promovăm. E greu acum, anul acesta, dar sunt sigur că lucrurile se vor îndrepta, trebuie să avem răbdare, trebuie să avem să fim luciți și să luăm cele mai bune decizii în momentele grele. Până să vă retrageți, să ne spuneți cum faceți, sunteți în formă la vârsta asta, ce regim de viață aveți, că nu, e greu de înțeles. Sincer, nu am un regim de viață, în afară că am mesele regulate și mă țin de chestia asta, am 3 mese pe zi, mănânc bine și dimineața și la prânz și seara, mănânc sănătos, încerc să mănânc sănătos pe cât posibil.
trec rar pe la fast food-uri și pe la... Așa, îmi place să mănânc mâncarea gătită de soția mea. Gătește foarte bine și o colau, dar cred că se vede asta. Sunteți modest, faceți, v-am văzut, faceți antrenament cot la cot cu elevii dumneavoastră. Încerc să fiu un exemplu pentru ei, pentru că dacă intru în teren, trebuie să fiu cel puțin să mă ridic la nivelul lor, așteptărilor lor, pentru că dacă eu las garda jos, atunci și vor lăsa garda jos și e ca un tăvăluc din ăsta și nu mai, cred că nu dă bine la... Dacă cât pot să alerg, cât pot să mă antrenez, o să încerc să joc. Când nu mai pot să mă antrenez, sigur mă voi retrage și voi lăsa locul altor. Important este să fie în creștere. Toți care vin din urmă să crească, să fie conștienți că antrenamentele pe care le facem sunt în beneficiul lor, în primul rând ca jucător și după aceea în beneficiul echipei. Domnule Cătan, în promovarea spectaculoasă din Liga 3 Națională a Tricolorului Breaza a adus cu sine noi așteptări din partea suporterilor dumneavoastră și o presiune suplimentară pe jucători. Cum vă descurcați într-o Ligă Națională unde exigențele sunt mult mai mari? Înainte de a răspunde, am să-l rog pe colegul meu să ne facă legătura în direct prin telefon cu directorul clubului Tricolor Breaza, domnul Marius Vișar. Vă rog. Cred că promovarea a fost pe deplin meritată și am trăit-o cu sufletul la gură când ne-am calificat în Liga 3 la penalciuri. S-a trăit intens, dramatic. Cred că acolo am dat dovadă și de caracter. A fost o muncă depusă în mai mulți ani și scopul final cred că a fost atins prin promovarea în Liga 3. Sunt oameni care așteptau de mult această performanță, să revenim acolo în eșalonul superior. A fost o adevărată emulație, am văzut în perioada respectivă. A fost ceva plăcut, ceva intens, să vezi 3.000 de oameni la Breaza că te susțin, suporteri, oameni. Au venit, ne-au luat după străzi, ne-au luat în barul, ne-au cântat, ne-au încurajat. Dacă meciul a fost la ora, cred că au venit cu 2 ore înainte să ne susțină, să ne cânte. Și la fiecare meci au fost alături de noi. Avem o galerie care a mers după noi și în deplasări, mai ales acasă. Impactul a fost un pic dificil. Dar sperăm ca de la meci la meci, mai ales din retur, să arătăm altfel și... Avem legătura în direct cu domnul Marius Vișan. Bună seara, domnule Vișan! Bună seara, îmi pare bine să vă aud. Vă salut cu drag. În primul rând vreau să vă felicit pentru emisiunea pe care o faceți și că vă îndreptați atenția către fotbalul prahovean. Și aici mă refer inclusiv la Liga 4 și inclusiv echipele de Liga 3 din Prahova. Vă felicit pentru acest lucru și îi și salut deja că știu ce invitate aveți pe Claudiu și Răzvan, doi prieteni de-ai mei și doi colegi și foști colegi de fotbal. Îi salut cu drag pe amândoi. Te salută, Marius. Salut, Marius. Domnule Vișan, înțeleg că în acest moment sunteți într-o întâlnire importantă organizată de Federația Română de Fotbal. Despre ce este vorba? Anul trecut am dobândit și calificarea de coach educator la Federația Română de Fotbal. Asta înseamnă că în acest moment predau procesul de licență C UEFA în județul Prahova. Dar am fost cooptat și în echipa care predă și licența pe UEFA la în cadrul Federației Române de Fotbal de către domnul Borchel. Iar în aceste zile, astăzi și mâine, suntem la Centrul Național de la Buftea, avem o întâlnire de final de an unde pregătim modulul 3 de licență B de la București și de la Cluj-Napoca. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să intrați în direct cu noi, chiar dacă sunteți ocupat. Promovarea Liga 3 Națională a venit la pachet, domnule Vișan, cu o serie de noi provocări, după cum bine știm cu toții. Sunteți pe locul 9 din cele 10 din grupa a 4-a din Liga 3-a. Cum vă descurcați? Cam greu, se pare. Desigur, dacă ne uităm și în principal toată lumea se uită la rezultate și clar acest lucru de fapt reprezintă realitatea din teren. În schimb, eu vă spun că clubul și ceea ce se întâmplă la Breaza, noi suntem în direcția dorită. Poate că sună ciudat dacă spun acest lucru, așa spuneam și vis-a-vis de promovarea echipei,
în urmă cu ceva ani și lumea zâmbea așa la colțul gurii, dar vă spun că suntem pe direcția dorită. Noi am păstrat în acest, nu pot să spun tur și plus, câteva etape din retur, aceeași echipă, doar un singur transfer am avut, aceeași echipă care am promovat în Liga a IV-a. Clar, nu este ușor. În schimb, noi ne-am pus la punct ca și club din alte puncte de vedere, cel administrativ, cel al bazei sportive, unde noi am avut niște costuri enorm de mari. Vă pot da un exemplu, numai monitorizarea video care mi-a fost solicitată de jandarmerie mi-a costat undeva la 50.000 de lei și plus alte lucruri de ISU, de organizare, de garanții la PRF, unde noi nu ne-am dorit să facem niște investiții în jucători și să plătim niște salarii enorm de mari, cum poate să plătesc în momentul ăsta la Liga 4-a, au ajuns salarii mai mari decât la Liga 3-a, pentru că ne dorim să avem un proiect de viitor și noi gândim pe termen lung, nu pe termen scurt. Deci asta înseamnă, chiar dacă rezultatele în acest moment nu sunt extraordinar de bune, noi știm cum am ajuns la aceste rezultate. Nu cred că era vreo surpriză dacă Breaza era pe locul 4 sau 5. Am pierdut niște puncte care ne-au fost în mână, dar asta aici s-a văzut practic un pic și nivelul de experiență pe care l-am avut noi, pentru că Breaza în acest an, din lotul de 24 de jucători, 15 au fost debutanți la nivelul Ligii a 3-a. Iar media de vârstă la cele mai multe jocuri a fost undeva la 20 și 19 ani. Cu toate că noi am folosit jucători de 33 de ani, de 36 de ani, dar totuși nivelul vârstei în echipa noastră e unul destul de mic. Iar lucrul ăsta clar s-a văzut și experiența pe care o au jucătorii la nivelul Ligii a 3-a, să vedem rezultate, dar noi nu ne facem griji. Asta înseamnă noi... Eu ca și conducător al clubului și inclusiv primăria și toți cei care stau în spatele nostru, Consiliu, Comitetul Director al clubului, domnul primar, privim cu încredere în viitor. Vreți să transmiteți optimism sau chiar așa este, domnule Vișan? Nu vreau să transmit, asta este realitatea. Noi avem niște direcții pe care vrem să mergem. Vă spun doar un singur lucru. De la începutul campionatului Ligii a 3-a și pregătirii, tricolorul Breaza nu a putut să se antreneze zilnic, pentru că, cum să spun, nu au putut să se adapteze jucătorii la nivelul pregătirii pe care noi îl doream. Dacă făceam acest lucru, probabil că eram mai rău în clasament decât suntem în momentul ăsta. Urmează ca din luna ianuarie, tricolorul Breaza să treacă la următorul nivel, la următoarea treaptă, să se antreneze zilnic. E un pas important pentru noi. În vară, nu mă ferez de dumneavoastră, am făcut ofertă la trei antrenori cu proiectul nostru, ceea ce ne dorim noi, pentru că noi am mai avut antrenori care au trecut pe la Breaza și au dorit proiecte ale lor și să facă. Nu, noi ne dorim un antrenor care să se plieze pe mentalitatea noastră, de aceea l-aveți pe Claudiu Dumitrescu în studio pe care l-am ofertat acum 2 ani să vină ca și antrenor la Breaza și care vă poate confirma că ceea ce spun acum, atunci, acum 2 ani, asta îi spuneam și lui. Deci noi ne dorim să facem niște pași, îi facem, nu ne grăbim, pentru că dacă ne vom grăbi, nu vom realiza absolut nimic. Avem nevoie de răbdare, avem susținere din partea tuturor. Eu, ca și director, susțin proiectul ăsta și oamenii au încredere, pentru că până acum ce s-a întâmplat la Breaza și am spus, aia s-a și întâmplat. Și am credit în continuare să spun lucrul ăsta, pentru că sunt ca și o garanție că voi face tot ce depinde de mine, ca experiența și tot ce am acumulat în fotbal până acum, la Breaza să pun în practică și lucrurile unde sunt acum în cadrul PRF, vă dați seama că mă ajută foarte mult pe mine pentru a veni și a implementa niște lucruri la Breaza, să fac niște lucruri foarte bune. Și noi le facem în cadrul clubului la nivel de copii și juniori. Pentru noi nu înseamnă tricolorul Breaza doar echipa de seniori. Deci, nu, știți, și din anterioara emisiune, când am fost la dumneavoastră, v-am spus că pe noi avem un club 300 de copii, unde pentru noi cei mai importanti sunt acei 300 de copii. Că tricolorul Breaza, echipa de seniori, a mers la Liga 3-a și face performanță, ăsta e un lucru extraordinar pentru noi, îl susținem, dar toți sunt pe aceeași palier și tratăm pe toți la fel. Printre opțiunile de antrenori, l-aveți și pe domnul Dumitrescu aici de față în studio? Păi,
mi-aș dori să-l am pe Claudiu, dar sincer înțeleg lucrul ăsta și că rămâne la Câmpina, pentru că sunt un adept al, așa am fost și eu, am plecat, m-au făcut oamenii politici de la vremea respectivă, de la Breaza, să plec. Am lucrat împreună cu Claudiu la Bănești și amândoi am făcut niște rezultate impecabile acolo. Am avut niște rezultate care nu se gândeau nimeni. Și uite că eu am ajuns la Breaza să fac niște lucruri bune, Claudiu să meargă la Câmpina să facă niște lucruri bune, numai că ar trebui să fie lăsat în pace, pentru că este singurul om, din punctul meu de vedere, la Câmpina în momentul ăsta, potent, care să pună ceva palpabil pe masă și să facă ceva. Lumea ar trebui să asculte un pic de el acolo. Din păcate... Din păcate nu prea e așa, domnule, dar asta e altă discuție. Din păcate, mediul politic de la Câmpina ar trebui să trezească, așa s-a trezit și Breaza. Și Breaza a ajuns la nivelul Ligii a treia, nu că l-a adus pe cel mai bun, că nu sunt cel mai bun. Poate că sunt, dar au văzut unde au ajuns în momentul când au făcut niște lucruri greșite și aceiași oameni au îndreptat lucrurile și lucrurile merg. Fiecare om se pricepe la ceva. Noi la fotbal. Noi ne pricepem la fotbal și lumea trebuie să ne dea credit. Nu realizăm ceea ce spunem și nu avem rezultate, ne strângem mâna, pentru că și Claudiu, cu garanția vă spun că așa ar face. Strânge mâna, dacă nu a reușit, pleacă, nu stă. Claudiu are personalitate, îl cunosc foarte bine. N-ar avea de ce să nu meargă lucrurile. Claudiu e un băiat super ok, super deștept și știe cu ce să mănâncă fotbalul. Numai o secundă, domnule Vișan. Domnul Dumitrescu, dacă v-ar oferta de la Breaza, ați merge antrenor? Ce pot să spun acum? Cum a zis și Marius, îmi place să am continuitate în proiectele pe care mi le asum și cred că cel mai corect lucru ar fi să continui cu Câmpina. Chiar dacă asta ar însemna să refuz din nou oferta lui Marius, forțat un pic de situație. Domnule Vișan, sunt șanse reale să rămâneți în Liga a treia? Este o întrebare grea. Nu. Sincer, eu privesc cu optimism lucrul ăsta și cu siguranță ne vom îndeplini acest obiectiv. Urmează ca noi să facem niște transferuri. Suntem în discuții foarte multe cu mulți jucători, și cu ceva academii de unde vrem să ne întărim și cu jucători care vrem să-i aducem înapoi acasă. Unul dintre ei este Florin Istrate, care e prioritatea mea numărul 1. Deci sunt nume de jucători pe care noi în perioada... Eu nu ies public și nu vreau să fac publice lucrurile astea, pentru că sunt un om care stau în banca mea și vreau să muncesc mai mult, să stau la birou și pe teren, decât să stau să vorbesc. Noi facem demersuri care să schimbăm lucrurile. Poate surprinzător o să vi se pare, noi discutăm în momentul ăsta pentru acest an, iar să plecăm pe noul drum, pentru că noi la Breaza vrem să creăm o echipă puternică de Liga 3-a, o echipă cu stabilitate, avem stabilitate din partea primăriei, sau un lucru foarte important, și vrem să facem și la nivel de lot o echipă bună, cu jucători tineri foarte buni, încercăm să aducem cât mai mulți prahoveni. Încercăm să aducem și jucători de afară, pentru că avem nevoie și clar este nevoie de lucrul ăsta. Încercăm să-i aducem și cu siguranță ne vom îndeplini obiectivul de a rămâne în Liga 3. Cred că trebuie să vă grăbiți, că nu prea mai aveți timp. Să mă gândesc la ce? Nu, toate planurile astea sunt făcute. Nu ne grăbim, sunt discuții în acest moment. Vă spun, în premieră există discuții cu doi antrenori, pentru că îmi doresc foarte mult să aduc un antrenor la Breaza. Un director nu poate și antrena și dirija. Eu am 14 echipe în cadrul clubului. Nu numai de fotbal, de handbal, de karate, de șah. Eu am făcut un compromis în a antrena, pentru că am fost lăsat în fața unei demisii pe masă, în fața meciului cu Câmpina. Claudiu știe foarte bine, și în fața cu meciul cu Petrolul 95. Nu știu cine și-a asumat ca și director să spună da, antrenez eu și promit că promovez echipa. Nu și-a asumat nimeni. Eu mi-am asumat, pentru că era munca mea din spate, mi-am asumat, am făcut-o, am mers în continuare din vară, mi-am dorit să aduc antrenor. Nu am reușit, pentru că nimeni nu și-a dorit să plece la drum cu echipa, cum am spus noi, cu aceiași jucători și cu unul, două transferuri care le puteam face în acel moment. Nimeni nu și-a asumat și a spus că nu merge așa. Ok, am continuat eu treaba. Vreau acum să aduc antrenor, pentru că dacă voi aduce antrenor, cu siguranță lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Pentru că vă dau un exemplu. La jocurile de acasă, Răzvan este în vești, cu dumneavoastră în platou,
eu nu am putut să intru în vestiar să dau o indicație sau să discutăm despre jocuri, pentru că partea organizatorică e foarte prezențioasă la nivelul Ligii a treia. Ăsta nu este un antrenor. Și lucrul ăsta îl văd, sunt conștient de el și trebuie îmbunătățit aici. Nu v-ați gândit să renunțați la funcția de director, să rămâneți antrenor acolo unde sunteți și calificat? Îmi doresc, vă dați seama, eu nu mă identific ca și director, vă spun din start. Adică pentru mine meseria mea este de antrenor, nu este de director. Tocmai. În schimb, vă spun sincer că ceea ce fac și lucrurile cum le-am aranjat și, și din postura de director, vă spun că le-am aranjat foarte bine la Breaza și clubul din Breaza are o stabilitate destul de bună, suntem organizați foarte bine și în acest moment vă spun sincer că mai repede aș opta, nu-mi doresc în acest moment să antrenez la Breaza, adică pentru mine nu este o prioritate. Mi-am trasat alte priorități ca și director și dacă tot schimb macazul de fiecare dată că astăzi vreau să fiu antrenor, că mâine vreau să fiu director, cred că nu va fi ceva bun pentru mine. Domnule Vișan, în retur sunteți obligați să turați motoarele, asta este foarte clar. Aveți bani necesari pentru un parcurs mai bun în retur, pentru a aduce niște jucători? Din punct de vedere al bugetului, am avut o discuție chiar astăzi de dimineață cu domnul primar și miercuri vom avea discuția finală despre antrenor, jucători și toate lucrurile pentru 2024. Ceea ce vă pot spune că Breaza va beneficia de bugetul pe care noi l-am solicitat. Deci eu am făcut solicitarea de buget pentru 2024, nu avem nici cea mai mică problemă în a veni cu acei bani și a susține primăria ceea ce ne dorim noi. Sunt discuții cu trei părți private foarte importante din orașul nostru și destul de puternice, care sper până la sfârșitul acestei săptămâni să se finalizeze. Iar dacă se va face acest lucru, cu siguranță lucrurile vor sta total diferit la Breaza. Ne puteți spune care este bugetul clubului? La secție de fotbal, Pe secție de fotbal, momentul ăsta, la 2024 vă referiți? Da, da. Deci numai echipa de fotbal senior va fi undeva la 12 miliarde lei vechi. Am înțeles, bani destul de mulți. Da, nu ai, eu vă spun sincer că nici nu ai cum supraviețui. Acești bani sunt necesari pentru salvarea de la retrogradare, vă spun sincer. În încheiere, domnule Vișan, le promiteți suporterilor din Breaza că tricolorul nu va retrograda? Suporterii din Breaza cred că mă cunosc cel mai bine pe mine și știu că cum m-am identificat ca și jucător, așa mă identific și ca și conducător, între ghilimele. Ei mă cunosc foarte bine, eu tac din gură, vă dați seama că am nopți nedormite pentru rezultatele care sunt acum, dar cu siguranță le promit lucrul ăsta că am ajuns, poate că, eu vă spun ceva, nici din suporterii noștri apropiați, nimeni nu credea că Breaza va mai promova vreodată la Liga 3 și lucrul ăsta s-a întâmplat. Dar deci, fi bine să știu la Liga 3. Și să dea Dumnezeu și cu siguranță v-a spus că așa va fi. Dacă vreți să le transmiteți ceva jucătorilor, suporterilor prin intermediul televiziunii noastre, vă rog ce să o faceți. Să le transmit. Intrăm în perioada, una din cele mai frumoase perioade ale anului. În primul rând, eu le doresc să fie sănătoși. Cred că cel mai important lucru din viața asta este să fim sănătoși. Că pierdem la fotbal, că mai avem sincope din astea, astea sunt colaterale și nu sunt extrem de importante. Important este să fim sănătoși. Le doresc la mulți ani să fie alături de familiile lor, să simtă bine și să începem un pic să ne mai trăim viața și să ne gândim la apropiații noștri. Asta le doresc eu. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule Vișan, și să dăm Dumnezeu să ne întâlnim la anul cu tricolorul Breaza tot în Liga 3. Vă mulțumesc mult și o seară bună vă doresc și salut și invitații dumneavoastră. Te salutăm și noi, Marius. Domnule Catană, e adevărat ce zice domnul Vișan? Da, putem spune că este adevărat. Întotdeauna ce a promis a făcut, s-a ținut mereu de cuvânt. A încercat de la perioadă la perioadă de transferuri să întărească, să aducă, să implementeze o mentalitate câștigătoare. De la fiecare meci ne-a susținut, ne-a dat încredere nouă, celor mai în vârstă, cu experiență și copiilor, cu care, cum a spus și el, a debutat 15 jucători la nivelul ăsta. Nu e ușor nici din partea lui să susțină toate lucrurile.
așa cum s-a întâmplat și la unele meciuri. Nici n-a apucat să ajungă să ne dea indicații tactice ce avem de făcut în timpul jocului, dar știm că este alături de noi, ne-a oferit tot ce a putut, tot ce am cerut, tot ce a fost nevoie, nu s-a pus niciodată problema să ne lipsească ceva. În schimb și noi trebuie să strângem rândurile, să arătăm mai bine. Am făcut multe cadouri, multe greșeli, asta ne-a costat și locul din clasament spune acest lucru. Ați văzut ce a spus domnul Bișan mai devreme. Ce șanse reale sunt să rămâneți în Liga 3-a, domnule Catalan? De asta sunteți unul dintre jucătorii importanți ai acestei echipe. Șanse reale încă mai sunt și matematic și încă mai credem în ele. Depinde doar de noi să arătăm, să dovedim că putem mai mult de atât, să ne câștigăm locul acela de a evita retrogradare. E un lucru neplăcut, să spun, evitarea retrogradării. Nu am fost obișnuit să mă bat sus acolo la promovări, să le obțin. E neplăcut când treci prin astfel de episoade, cu înfrângeri, te clatină, te macină, așa cum a spus și domnul președinte, sunt seri nedormite. De el, de mine, de cei care punem suflet. Sperăm ca și ceilalți să conștientizăm că putem mai mult și trebuie să facem mai mult dacă vrem să ne îndeplinim obiectivul. Dacă nu, lucrurile nu vor fi în direcția bună. Și mai ales nu vrem să dezamăgim oamenii care sunt alături de noi și cum o spuneam și domnul primar care a fost alături de noi și s-a implicat, oamenii care vin la stadion, avem și oameni în vârstă care vin înainte de meci și ne transmit susținerea lor și e neplăcut să-i dezamăgești. Și pe tine ca om. Și trebuie să oferim mai mult. Suntem datori pe partea asta. Cum stați cu salariile? Sunteți mulțumiți jucătorii? Salariile au fost destul de ok pentru nivelul acesta. N-au fost întârzieri, n-au fost... Să zic că am fost nemulțumiți că nu s-au dat salariile la timp. Lucrurile din punctul ăsta sunt ok. Financiar stăm bine. Presupun, pentru a-ți dori mai mult, e nevoie și de mai mult să aspir la obiective mai îndrăznețe, dar lucrurile se fac pas cu pas, după o zi pe alta, așa cum a transmis, lucrurile se fac treptat și în bine. Asta am simțit și eu de când am venit, se face un an de când am revenit, am revenit de la Blejoș, am obținut promovarea și, într-adevăr, e o schimbare. Dar ai nevoie de timp, nevoie de oameni profesioniști și de implicare. Ați jucat, după cum ați spus mai devreme, și în Liga A Prahova, în returul campionatului trecut. Care e diferența dintre cele două ligi, domnule Catan? E un impact destul de mare. Cum v-am spus, faptul că la Liga 4 te întâlnești cu echipe din subsolul clasamentului care se întâlnesc doar la meciuri sau se întâlnesc o dată pe săptămână să facă o mișcare și sâmbătă joci contra lor și simți că ești bun și la Liga 3 dai de jucători care au trecut pe la Liga 1 cu experiență, cu meciuri jucate și te trezești că nu poți să treci jumătate. Și atunci e clar că îți pune semn de întrebare că trebuie să te pregătești, trebuie să îndrăznești, trebuie să crezi mai mult, dar impactul e destul de mare. Așa cum am simțit și în prima etapă când am jucat la Dinamo, unde am pierdut fără drept de apel, deși cu puțină șansă puteam să surprindem oarecum, dar fotbalul... Dinamo este și liderul grupei, da. Dacă nu mă înșel. Au jucători buni, au un nivel de salariu foarte bun. Au dus jucători precum Barbu, care au jucat la Rapid, la Voluntari. Jucători buni. Și asta se vede. Dar și noi cred că și în retur ne-am bătut de la egal la egal, dar greșeala costă și fotbalul nu te iartă. Așa că noi cam la fiecare meci am plătit pe fiecare greșeală și când am avut șansa să marcăm, nu am fructificat și ne-am pus singur piedică, să zic așa. În afară de Dinamo, o altă echipă mai puternică în grupa dumneavoastră? Sincer, și fosta echipă, CSB Lejoi, îmi place cum arată, mă bucur pentru ei, echipă prahoveană care ne reprezintă în play-off, sunt matematic acolo. Popeșle Orden, la fel, o echipă serioasă, o echipă bună, dar nu pot să spun că m-a impresionat. Ne-am bătut de la egal la egal cu ei, 3-3 acasă și am pierdut 1-0 la ei, într-un penalti. Asta spun că putem. Ce vă lipsește în momentul ăsta? Nu să simțiți în teren la fiecare meci. Ne lipsește în unele meciuri să fim un grup, să fim uniți. Ne lipsește răutate. Așa cum vorbeam și cu Clau, înainte mușcai din adversari, intrai să bătre astea, să dau tot. Acum nu știu, zici că câteodată jucăm cu frâna trasă,
să nu mă lovesc, să nu mă murdăresc. Înainte fotbal era mai tare. Mai. Acum, nu știu, zici că trebuie să mă vadă prietena, să nu mă lovesc. Că cam așa îi văd uneori pe copii. Și eu vreau mai mult de la ei. Și încerc în teren și în vestiar să-i motivez, să-i trezesc. Ce mai fac greșeli? Toți greșim. Eu nu greșeam, nu mai eram pe aici. Da, să spun și domnul Bișan că totuși este nevoie de un antrenor la echipă care să implementeze un alt sistem, probabil. Eu am lucrat cu el ca antrenor la Blejoi. Știu ce poate, e un antrenor bun, doar că el lipsește timpul necesar de a se ocupa de toate lucrurile. E greu să... Nu poate face față nu și... Poate să combini și secțiile celelalte, să te prezinti și la antrenamente, să stea gândul ce a pățit jucătorul X, trebuie să văd ce are Y de nu joacă, trebuie să mă duc la șac că nu s-au întâmplat lucrurile ok. Sunt multe. Și area prea mare. Și atunci, probabil, un antrenor care să vină să poată să ne ajute să facem lucrurile așa cum trebuie. Domnule Dumitrescu, să revenim la Câmpina. La începutul lui 2023, cum vorbeam mai devreme, va lupta cu tricolorul Breaza pentru promovare în Liga 3. Astăzi, când vorbim, sunteți la mijlocul clasamentului, pe un loc 8. Ce s-a întâmplat între timp? Într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, după un sezon în care am promovat din Liga 5 în Liga 4, în prima ligă județeană, cu rezultate foarte bune, aproape de promovare, până la meciul cu Breaza din retur, am stat în coasta lor acolo, chiar ne gândeam să îi depășim la meciul direct. Asta a fost, ne-au bătut fără drept de apel, îi felicit pe această cale, ne-au demonstrat că sunt o echipă mai bună și pot face pasul către Liga 3, ceea ce au și făcut. Dar după aceea, cum știți dumneavoastră, cum am spus și mai devreme, au intervenit niște probleme financiare. Că acum, dacă tot am auzit și de bugetul pe care se bazează cei de la Breaza, pot să spun că al nostru e de undeva de 10 ori mai mic ca al lor. Și cam cât are buget secția de fotbal la Câmpina? Secția de fotbal seniori, Câmpina, 150.000 de lei, 1,5 miliarde. Banii ăștia trebuie să ne descurcăm, trebuie să facem lucrurile, cum am spus și mai devreme, să fim peste nivelul bugetului, să depășim, asta încerc tot timpul, să depășesc nivelul bugetului care mi se propune și să aduc rezultate din ce în ce mai bune, să mă clasez în primele echipe care, după cum am auzit, cheltuiesc bani foarte mulți pe transferuri, pe salarii, pe jucători. Undeva mi se pare normal. Dacă vrei să ai performanțe, trebuie să și investești. Dacă... Cu alte cuvinte, la dumneavoastră, e cam misiunea imposibilă? Eu nu o consider misiunea imposibilă. La promovare vă referim. Nu, la promovare, ci la o clasare într-un clasare loc în onorabil. Da, cu acest buget e o misiune imposibilă, dar eu mi-l asum. Cum face și Marius, îmi place să am rezultate din astea pe care mi le asum și mi-asum și numai rezultatele bune, mi-asum și eșecurile. Că e clar că pe undeva vina mi-a aparținut și mie pentru retrosul de campionat, o clasare la care nu mă așteptam la începutul pregătirii, pentru că am demonstrat și în meciurile de pregătire de astă vară, chiar dacă am folosit altă formulă de echipă, am demonstrat că putem. Și după cum începusem campionatul, mă gândeam din nou că ne vom bate acolo sus, ne vom bate pentru podium și vom avea aceeași traiectorie ca anul trecut. Din păcate au venit, au fost niște momente în care ne-am destabilizat puțin, am jucat meciul cu Boldeștiul de acasă în care am primit foarte multe goluri, ceea ce la noi nu se întâmpla și de atunci am căzut puțin psihic și lucrurile au luat un pic. Nu, razna, au luat o întorsătură nefavorabilă la care nu mă așteptam și nu am reușit să redresăm corabia așa cum aș fi vrut eu. Am avut fluctuații în rezultate, în jocurile bune, nu au fost cele mai reușite și asta ne-a dus din ce în ce mai mult în situația asta. Am identificat care sunt problemele, vreau să le rezolv
în pauza asta competițională cu câteva implanturi, nu foarte multe, cu 2-3 jucători de calitate reușesc să nu fac ceea ce mi-am propus și obiectivul meu personal pentru returul acesta de campionat este să mă situez în primele 5 echipe ale seriei. Să putem spune că ați avut și ghinion și dumneavoastră ați fost accidentat și Mugurel Dedu, o piesă de bază a echipei, a fost accidentat multă vreme? Într-adevăr, nu-l numesc ghinion, sunt lucruri inevitabile într-o echipă, mai ales cu jucătorii care au depășit, să zic așa, vârsta majoratului, peste 40 de ani. Și nu-l numesc ghinion. E un lucru care nu a mers așa cum aș fi dorit, cum am preconizat la începutul campionatului, să... Am un lot de jucători de 22 de jucători. E un lot destul de bun pentru Liga 4, sunt jucători care îmi vin la antrenamente, dar a intervenit chestia asta cu accidentările și, din păcate, jucători importanți și jucători cum e Mugurel Dedu nu a reușit să joace toate meciurile. S-a simțit asta. Cel puțin 2-3 meciuri de... eram sigur câștigător, eram ai ieșit din angrenaj, da, Mugurel, da, și, da. Și situația cu 9-10 puncte mai mult față de cât avem acum, eram acolo în față și eram mult mai liniștiți. Nu zic că sunt neliniștit acum, pentru că v-am spus, am identificat problemele și cu puțin noroc o să redresăm corabia să ajungem acolo sus. Unde... Tinerii veniți de la HM cum? Eu sunt foarte mulțumit de ei. Deja doi dintre ei și-au câștigat locul de titular în prima echipă și sper că și ceilalți jucători care au avut, le-am dat destule minute și să facă și ei pasul să se impună în echipă în primul 11, pentru că ăsta e trendul ăsta, nu neapărat trendul ăsta. Asta vreau eu de la echipa Câmpin. Să aibă o echipă cu jucători din localitate, jucători tineri, jucători cu lucrați, pentru că sunt într-adevăr jucători lucrați, se vede, și n-aș fi făcut lucrurile astea, adică să-mi aduc jucători doar să întineresc echipa. Mi-aduc jucători pe care sunt sigur că mă voi baza în viitor și vor face totul ca echipa Câmpinii să... Ați fost oarecum criticat pentru această mutare cu HM. Eram sigur și mi-am asumat. Îmi place să-mi asum lucrurile și lucrurile bune și lucrurile rele. Dar pe total și pentru viitor, pe termen lung, sunt sigur că lucrurile vor fi exact cum trebuie să făcute. Adică sunt 3-4 echipe de care antrenează juniori la Câmpina. Da? Trebuie toate să ne concentrăm forțele, să scoatem cât mai mulți copii din așa, să scoată capul un fotbalul mare și primul pas trebuie să-l facă la echipa noastră, echipa locală. Și de acolo să demonstreze că pot face pasul către fotbalul mare. Că e normal că echipa Câmpinii probabil în următorii 10 ani nu va scoate capul mai mult de Liga 3-a, să zicem. Și asta, bineînțeles, cu implicarea factorilor locali. E greu să ajungi și acolo. V-a spus Marius că câtă muncă implică. Numai noi fotbaliștii, numai noi oamenii care facem sport, știm ce muncă ducem până ajungem să avem și rezultate. Toată lumea vede numai vârful aisbergului. Jos, sub apă, e toată baza, e toată este foarte noastră. Clar că fără o construcție serioasă nu se poate face nimic. Eu zic că bazele la noi la Câmpina sunt făcute. Cărămidă am construit ceva acolo, o fundație destul de bună, dar trebuie să venim și cu... mai avem până la finisaj, avem baza, până atunci trebuie să ridicăm casa la roșu, cum se zice, la gri și tot așa, pas cu pas, să o facem... Sunt sigur că o să reușiți, pentru că sunteți clădit de astfel de natură, domnule Dumitrescu, ați demonstrat asta. Am vorbit mai devreme despre meciul direct din returul campionatului trecut din Liga la Prahova, dintre Ticolorul Breaza și CS Câmpina. Meci în care practic s-a jucat cu promovarea pe masă, domnule Catană. Cum a fost meciul ăla? Cum v-ați simțit? Eu nu am venit în retur. În retur am venit, că am învins cei de la Câmpina cu 2-1. Era o revanșă așteptată de toată suflarea brezeană și
Știam că e un meci decisiv în mare parte de a tranșa campionatul. Un meci a fost un meci echilibrat în prima parte, dar cred că am făcut un joc mai bun atunci și am câștigat pe merit. Dovadă că suntem unde suntem. În schimb și ei au fost o echipă foarte bună, care au arătat pe parcursul multor jocuri din campionat. A fost un meci frumos, un meci jucat de la egal la egal. Cu mare ambiție? Ambiții. Zona Breaza Câmpina, acolo sunt ambiții firești. Și nu pot să spun decât că mă bucur că am ieșit noi cei învingători la momentul respectiv. Păi îmi amintesc că acel meci crucial venea după o decizie urâtă a politicienilor care fac parte din conducerea clubului. La mijlocul acelui campionat, înainte de returul de foc în care putea să promovați, politicienii v-au tăiat finanțarea la secția de fotbal. Astfel n-ați mai putut aduce alți jucători care să vă ajute și altele de genul acesta. Cât de mult v-a afectat această decizie moralul echipei? Eu îmi focus în planuri când am terminat turul pe locul 2, îmi focus în planuri să le mai cer să mai suplimentez bugetul cu încă 50.000 de lei, să-mi aduc câțiva jucători care puteau face diferența în favoarea noastră. Mă refer aici în lupta cu cei de la Tricolorul Breaza, pentru că ei au fost singurii care ne-au luptat atunci. Asta aveam de gând. Pe lângă bugetul pe care îl aveam de 200.000 de lei, aș mai fi vreo 50.000 de lei și puteam să le dau siguranța că noi vom promova cu acești bani. N-am apucat să fac lucrul ăsta decât la nivel de club, în discuțiile cu președintele nostru, pentru că m-am trezit cu o veste urâtă din partea celor de la Consiliul Local, care ne-a spus că nu mai pot susține nici măcar cu banii pe care i-a dat și încercăm. Am încercat, eu sper la un moment dat să revin asupra deciziilor de genul acesta, pentru că nu fac bine sportului câmpinean. Sunt, într-adevăr, sunt multe secții la clubul sportiv, fac multe sporturi, dar cred că fotbalul, toată lumea știe că e cel mai iubit sport de pe planetă și trebuie să-l tratăm ca atare. Aduce mulți spectatori, aduce multe bucurii, aduce și multe dezamăgiri, dar de asta e frumos. Da? Și de chestia asta trebuie. Privind ce se întâmplă astăzi cu Tricolorul Breaza, am vorbit mai devreme de problemele pe care le au acolo, credeți că dumneavoastră cu echipa de la Câmpina ați făcut față mai bine? Cu echipa actuală, sigur, nu. E clar că nu putem să ne emite pretenții. Ne trebuie la fel, cum îi trebuie și lui Marius. Îi trebuie ori să crească cei pe care i-a propulsat la Liga 3-a și să aibă răbdare cu ei, pentru că, sigur, la un moment dat îi vor întoarce ajutorul acesta, să zic așa. Ori să ai bani, să aduci jucători, să-ți faci o echipă cu jucători de la Liga 1, Liga 2, care au experiență și care încă mai pot face față cu brio rigorilor Ligii a 3-a. Și sunt lucruri total diferite, depinde cum ți le aranjezi tu, fie ca și conducător, ca și antrenor, ce proiecte ai de viitor, pe termen mediu, pe termen scurt, dacă vrei, faci cu bani mulți, pe termen mediu și lung, bani puțin, dar cu implicare și cu dorința asta de a scoate capul. Și cu pepiniera de tineri jucători. La Breaza este, o așteptăm și la Câmpina, avem și noi în proiect lucrul ăsta, dar deocamdată grupa cea mai mare, să zic așa, a clubului nostru sunt copii de 12-13 ani, 2009-2010. Mai aveți de așteptat. Mai avem de așteptat, mai le trebuie timp. Vor veni, dar, cum am zis, avem doar un minut din emisiune. Apropo de provocările anului 2023, Petrolul Ploiești merge foarte bine, după cum știți, în Liga 1. Sub conducerea lui Florin Pârvu, nașul dumneavoastră, din câte am înțeles, domnul Dumitrescu. Dar cu toate astea, jucătorii au fost nevoiți să facă grevă, dacă se poate spune așa, să protesteze public pentru că nu și-au primit salariile. Ce părere aveți despre situația asta? Eu am trăit momentul ăsta ca fotbalist și nu sunt confortabile deloc. Să te antrenezi fără bani mi se pare cel mai urât lucru. Pentru că,
îți găsesc scuze la antrenamente și la meciuri. Și nu e numai. Un jucător trebuie să fie plătit. Ai înțeles? Ai semnat un contract, îl plătești, te ții de contract și jucătorul nu are ce să-ți reproșeze după aia. Nu își mai găsește scuze, poți să tragi de el la antrenamente, să-l pregătești așa cum vrei tu ca antrenor și atunci o să ai și rezultatele dorite. Din păcate, la noi lucrurile astea e o meteagnă românească și toată lumea zice, lasă-l că câștigă destul, e fotbalist, câștigă foarte mulți bani, să-și pună deoparte pentru când nu-i dăm bani. Nu. Omul își face niște lucruri. Domnule Catană, două, trei cuvinte. Știu ce se întâmplă acolo, știu că, așa cum a spus Lenașul Florin Pol și nașul meu Claudiu Turov, se implică și face tot ce poate să meargă cât mai bine această echipă și trage din toate puterile, alături de jucători. Grevă, cred că a fost mult spus, dar știu că lucrurile s-au rezolvat. Și sperăm ca echipa Petrolului să meargă din ce în ce mai bine în continuare. Echipa națională s-a calificat la turneul final din Germania. Ieșim din grupe? Având în vedere că și locul 3 se califică, cred că putem. Cele mai bune locuri 4-3 se califică. Ceva de genul și atunci cred că putem. Suntem capabili, părerea mea. Și eu le doresc din tot sufletul, cu toate că sunt un pic așa mai... Mai realist, așa, asta e cuvântul cu care îl căutam. Mai realist, e foarte greu, nu e imposibil, dar șansele sunt undeva la 20%. Edi a făcut un grup bun acolo și mizăm pe grup. Da, au avut noroc la tragerea la sorți, stimați invitați. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. Vă urez succes mare în continuare. Să rămâneți în Liga 3-a, iar Câmpina să rămână în Liga a Prahova. Să nu să rămas să rămâne, dar eu zic că trebuie să ne ridicăm și noi, să jucăm și noi cu Blejoiu, cu Breaza, cu cei de la Liga 3.